Dacă o facem, o facem pe bune, nu plecăm acasă. Sincer vă zic, m-am plictisit, dar altfel asta nu mă lasă. Acum se ține după directă, mine directă, și directă, doar i-a zis că-i frumoasă. Tu cinești dintr-o piatră simplă și o piatră prețioasă. Eeeeeee! 50 de kilo! Să-și pe blocul normal, că nu știam că știi să faci. Bro, fii atent, avem aici un aparat al special din America pentru tine la migratier. Se numește UFC Tracker și în momentul în care tu o să dai în sac, acesta îți va măsura forța pumnului a piciorului. Mă filmez foarte de aproape. Așa, bun, revenim. Este totul conectat la telefon. În momentul în care tu o să dai un pumn în sacul ăsta, o să măsurăm forța pumnului. O să ai 3 probe, prima dată o să dai cu pumnul, după care o să dai cu piciorul și în decurs de un minut să vedem câți pumn poți să dai. În același timp, o să ai 10 încercări pentru fiecare. Probitura cea mai puternică va apărea pe ecran și atunci vom vedea la final un total high score, da? Bun. Bun. O să avem prima dată. Vrei croșeu? Cred că ți-l recomand. Croșeu, da. Croșeu, da? Și o să-l dai în S aici. În S. De la Moroșanu, da. Ok. Bun, o să-l dai acolo și o să vedem cât o să dai de tare. Hai. 52 de kilograme pe primul croșeu de stânga. De dreapta. Așa cum a spus el. Hai. Eee, 50 de kilograme. Eee, 45. Pentru că de fiecare dată orice îi face prima e cea mai bună. Da, mai e încă 7. Hai. Eee, 46. Eee, 48. 49. Eee, 47. Eee, 46. Ei, 61. Ei, 63. Ei, tot 63. 63. Ei, 49. Ei, deci rămâne 63. 63 de kilograme pe croșeu de dreapta. Bun. Hai să vedem acum low kick de drept. Low kick. Vrei să încerci și cu stânga să vezi cum te? Nu. Nu? Cu stânga dau prost. Da? Bun. În ce dau? Unde dau? Vreau să dai unde vrei tu. Low kick. Nu. De-l, o să-l dai și în A, L. A, ok. Hai. Ei, 169 de kilograme pe loc. Wow. Oh, shit. Hai. Ei, 121. Asta e aia, nu, Cipi. Cipi, dacă vezi vlogul ăsta, nu, să... Nu, fii atent, că o dau bine, gen. Ia. 108 kilograme. 108? Da, da. Vreau mai mult. Atunci când dai... Da, tornator kick ar trebui să dai în cap. Da? Na. Hai. Hai. Oh! Bun! 86 de kilograme. Bun, dai, da, la sus. La sus, mai vreo dată să încerc? Da. Mamă, chestia asta vreau să apară prima dată la începutul vlogului, gata șmecher. Hey! 50 de kilo! Frate, nu știu să și pe vlogul normal, că nu știam că știi să faci. Cipi, aici, omul care poate să facă chestia de genul. Hai, încă o dată, vreau să dai, cât ai dat? 124. Vreau să rămâi cu piciorul mai mult în lovitura de aia. Îți rămână în fiptuite, deci vreau să dai chiar, da? Ține să vezi, am încă care dai. Ești zi, da? Ia uite. 149, da? Să rămână în fipt și am dat ușor, înțelegi? Rămâi în fipt cu piciorul. Hai. Hey! 161. Da, și-am dat în ce gen? Da, vezi? Da. Păi trebuie să rămână pe piciorul ca să treia șocul. Am înțeles. Înțelegi? Nu doar pam și gata. Hai. Hei! 149. Hai. Hei! 162. Că ai dat 161 înainte și mai da. Bun, 162. Haide. Hai că am dat 100 de kick-uri. Mai dă-mă. Hei! 177. Băi, ți-ai să mai dă-mă. 177 de kilograme pe felii de cap la lovitura de picior. Acum vreau să vedem în decurs de un minut și e cea mai grea problemă de tot astea. Și ultima, okay. În care vreau să văd câți pumn poți să dai în decurs de un minut. Pe forță? Nu pe forță. Viteză, ia uite. Păi spune, sunt aici, da? Și o să activăm prima dată. Dăm start challenge. Bun, dăm training. Dăm câte runde vrei, facem o rundă și round time-ul să dăm pe un minut aici și în momentul în care, de exemplu, vreau să încep, eu trebuie doar, uite, îmi zice aici, punch de pin. Și în momentul ăsta, dau ușor, stai. Și uite un exemplu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, hai. Acum o să începem, vreau să atingi sacul foarte ușor. Așa, așa e, 3, 2, 1, 2!
Doar direcție, 1-2, 1-2 într-una, 1-2, 1-2, atâta, asta, ăsta e ritmul. Hai, 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 hai. Trage, 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 trage. Hai, hai, au trecut 20 de secunde în momentul ăsta. Hai, mai 40, trage de tine, trage, 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 trage. Hai, vreau să tragi, trage, 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 trage. Hai, bun, 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 bun. Hai, mai 26 de secunde. Trage de tine, trage, 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 așa, 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 așa. Hai, 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 hai. Trage, 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 trage. 15 secunde, 15 secunde. Directe, vreau directe, 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 directe. Hai, 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 hai. Directe, directe, multe, directe, directe, directe. Trage, 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 repede, 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 repede. Hai, trage 5 secunde, 5 secunde, 5 secunde, directe, directe, directe. Hai, 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 hai. O secundă, bun. Bun, acum pot să te întinzi frumos pe spate, să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat. Mă, știi, mi se pare amuzant că la sfârșitul challenge-ului tot sunt așa. Pe spate. Și așa discută mereu. Bun, vreau să știu, acum de-aia nu ți-am spus în cam câți pumni ai dat, dar vreau să știu estimativ câți pumni zici că ai dat. 50. Zii tu. Cât? Mă, dar voi așa numărați? Zii, mă. Asta ai văzut, nu? Ai pus pe telefon. Zic așa, într-o 150 de pumni. Nu cred. Păi cum să dai 50 de pumni? Ce-i? Dădeai cu spatele, cum dădeai? Zic câte am dat. 188. Și cât ai dat maxim? 300 și. Uf. E ceva. Dar bine, am dat așa gen că a fost exhibition. Bun, deci ai dat în timp de un minut cu un average speed de 3.1 pumni pe secundă. Ai dat un total de punch count 188, un total de punch force de 7664 de kilograme și average-ul la pumn a fost de 40 de kilograme pe lovitura. Ceea ce înseamnă un rezultat cum? Hmm? Un rezultat cum este? N-am înțeles. Un rezultat cum? Extraordinar de bun. Bun. A fost nevoie de 3 întrebări ca să vă rugăm ce vreau. Atât de bun a fost când să protestez. De 3 ori. Bro, ia fii, că zic aici pe vlog. Vreau să fac un vlog în care o să-l avem pe Cipi, Tony, Andrei Bordeanu și cred că mai găsim pe unul de ăsta foarte mare și tu. Ok. Te bagi cu ei să vedeți care dă cel mai tare? Clar. Da, fii atent, dacă îi face... Hai, am acceptat provocarea, gata. Mamă, poate îi face de râs. Vă pupăm! Pau!